Mehedin Siul îndrăznește să creadă într-un viitor mai bun, iar dovada o face președintele Consiliului Județean Mehedin Siul, Aladin Georgescu, care este încrezător într-o dezvoltare a județului nostru. Pe de o parte, demararea de noi proiecte, pe de altă parte, continuarea celor existente. Sunt obiectivele pe care le are în vizor Aladin Georgescu pentru perioada următoare și se pot realiza cu un guvern care să susțină toate aceste proiecte. Am votat astăzi cu încredere într-un Mehedin Siul mai bun. Ca președinte de Consiliul Județean am nevoie de un guvern responsabil, nu așa cum a fost guvernul din ultimul an, un guvern care să ne poată sprijini în continuarea proiectelor deja începute și în același timp să putem să demarăm alte proiecte noi. Îi îndemn pe mehedințeni să iasă la vot și să îndrăznească să creadă într-un mehedinți mai puternic, mai echilibrat și mai prosper. Președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu subliniază faptul că este extrem de important ca Parlamentul și Guvernul să susțină proiectele unui județ pentru o mai bună implementare a acestora. De când Georgescu se află la conducerea județului, Mehedin Siul a cunoscut o dezvoltare pe toate planurile, axându-se pe domeniile deficitare. Iar când vine vorba despre domenii deficitare, infrastructura rutieră a reprezentat un astfel de sector, iar drumurile județului au început să arate altfel în ultima perioadă.